E duminică dimineața, ora 4:30. Bucureștiul este pustiu, lucru care se întâmplă mai rar. Cam atât pentru introducere. Hai să mergem. Să mai vezi și tu Bucureștiul gol, Jeane. Da. Cât de cât gol, că nu e gol nici acum. Acum e gol. Nu e gol nici acum. București de mulți acum. Pentru mine e un mister cum e cu trotinetele astea, le lasă ăștia peste tot. Îți descarci o aplicație pe telefon? Îți spune Jean că el știe, aia îi spune Jeane. Da, nu eu, a mers Andrei. Da, sunt așa el mie. Ce fețe! Ferește linia! Da! Stau apărat numai aia. Ferește linia! Bă, dar l-am văzut pe ăsta. L-am văzut pe ăsta. Aveau un trucumanie, deci făceau cu steagă într-un anumit fel. Da, da. Și în râsul dracu a fost că a făcut șașcă odată. Și erau toți, bă, făceau toți în aceeași chestie. La tren mai place ăla care vine cu ciocanul ăla. Da. Cu tâlpul ăsta a venit cu scoșul ăla. Da, fi, da. Păi, uitați-vă, da, am fără bun. Fără mai bun. Foarte bun. De la bun, nu? Bă, dar l-a întrebat cineva pe Cori? Dacă mai vine? Cu el, da? Nu are. Dacă mai vine? Da, da. Sunt urmă și vezi ce face. Să nu te face ca pe Diaconescu, în Pondărăm. Asta doarme ușor, nu e problemă. La mine era problemă. Ai dormit? Am dormit, da. Am dormit la 2 și eu la 3 jumate. Mers bine. Mamă, și eu greu de tot, că am fost de serviciu în seara. La 2 mâna avion. Salut, Florin, da. El atât găbește, de ce ai zis? Da, vezi să spui telefonul pe mod avion. Da, te găbești mai are? Uite, Jean, de panorac de tot aici. Că bagă la Lidl. 78 de lei. 78, da. Ia și tu vreo 3-4, Jean, să ai la tine. Ia să ai la tine. Să-ți iei unul e foarte bun. E mândărit. De ce mă-ți iei un cojoc? Nu se moaie. Păi să nu ți se moaie dacă se plouă. Da, vezi că ai de-astea de parcurs. De-aia și puteai să o ia așa. Da, știu. Da. Știu, știu că... Dar și cu ciudul s-a făcut. Întrebarea mea, unde vă grăbiți așa? Spre aeroportul Charleroi din Belgia. Nu știm cum ne-am învățat. Păi, stau în gândă. Actor de comedie și... Eu. S-a întâmplat ceva? Nu, nu. Aici la bar stăm un pic. Haide mă, știe careva să citească pe ăla? Să știm la ce poartă avem? Nici nu e afișat încă zborul. Da. Am venit prea devreme. Normal. Jeanne,
Da? Hai la bigote aici, să te îmbrăcăm și pe tine frumos. Hai. O luăm cu pas cu pas către... către poartă. Băi, pauzele lungi și dese, fraților. Pauzele lungi și dese. Trebuie doar din aproape în aproape. Hai pe mine, că arăți bine, nu te uita. Păi da. Uitați-vă și la acest... individ. Bine, mă, Charleroi ăsta o fi undeva pe lângă Bruxelles. În orășel ăsta și... colț cu lipscani. Da. Hai mă că e cu montaj cu astea, stai liniștit. O să înjuri. Ce să zic? Ia loc pe scaun, Jeanne, că aici ai locurile. Da. Aici ca să obișnuiești, tu ești vreo să vii ăsta. Hai să vreau un parfum. E mișto ăsta King, dar nu știu frate, parcă toate au început să miroasă, toate astea de bărbați mai noi, miroase parfumuri de femei. Da, le fac cam dulcege. Foarte dulce. Sau prea sprintele, sau prea dulcege. Nu mai am greutatea asumită. Calea bulgărești. De trandafir. Mă scuzați, după prostie, bine că filmă. Nu, că avem cu montaj cu astea, stai liniștit, da. Nu lucrăm pe brut. Oricum s-au pizdificat bărbații. N-ai voie să fumezi afară în cărcile. Sunt depășit de situație total. Mă rog cu mine, că ți-am zis că n-ai voie să fumezi, da, pentru că te pregăteai să te aprinzi țigara fix aici. Da, fix aici. Cred că e foarte aproape zona de cherosen și cred că de-aia... Da. E un de vedere antifagotic, robicit, acustici mă dat de asta. Da, mă, dar îți dau voie să fumezi în diverse locuri amenajate. Da, da, aștept să fumezi. Îmi doresc lucrul acesta cu nesaț. Dar cum te coboară atât de greu? Pare că a coborât toată lumea, numai nu e. Păi de asta e șansa ta când îi vezi că apar să începi să urli și să faci ca toți dragi. Nu știu, mă mir că așteptam. Vezi că toată lumea se uită la tine deși te filmezi. Da. Și se gândesc, vreo fiu ăla de la transmiții. Și nu poate să trăiască fără camera, păi. Să aibă camera, păi. Asta are altă problemă, că n-are roaming. Nu înțelegi că nu ai oferta de roaming. Nu înțelegi că ești varză. Trebuie să te duci acolo, că eu mi-am activat-o. Te duci la Vodafone. Cogule, și dai 4 euro. Înapoi, te duci la Vodafone. Deci oferta de roaming pentru carter, trebuie să mai dai 4 euro și Ia. Avem o decolare în zare, dar nu se vede. Ah, ce păcat. 100%. Haide mă, Florine, ce faci mă, Florine? Haide mă, că... Ce faci, Florine? Hai bă, că-i târziu, mă. Ăla care pleacă cu ăla în venimea aia. Da. Unde să ăștia, mă? Cine, mă? Unde să ăștia, mă? Restul. Bă, unde ai de ea, mă? Că pierdeam autobuzul ăla. Hai, domnul Fetecău, că-i întârziem, ce faceți? Da, dar unde sunt tovarășiști? Păi nu te coboară încet, noi am coborât de mult. Vedeți că și în Belgia e la fel ca în România? Plouă! Da, România nu plouă? Aici e problema. E 29 de grade. E mai mult chiar. E mai mult. E chiar... Să trăiți, să trăiți. Trăiți? Mulțumesc bine. Eu zic 29, ce pentru dacă nu-i chiar. Ați venit ca în primăvară, zici? No, e vorba de tinerețe aici. Da? Da. Bă, tânărul ăsta. Mulțumesc, domnule. Haide, băi, fraților, ce faceți? De la Charleroi, nu la Bruxelles. Hai să alergăm la autobuz. Da, mai e Vlad. Da, greșit că i-ai dat chiar lui biletele. Hai să luăm startul, bă, să fugim ce ne-ai cum ai. Hai, Vlad, hai că... Ale, ale!
pierdem autobuzul. Bă, Dumnezeu, dacă știi limba franceză, îți permis să întârzi. Bă, pierdem autobuzul. Bă, ce este just au milieu de avion, da, da. Hai. Unde vă duceți, mă, nebunilor, că nu mai ești să intru. Să vorbesc cu fotograful grupului. Cu toate că am mai avansat teritorial, ploaia nu ne dă pace. S-a făcut și mai nașpa afară. O să mă anunțați când intrăm în Luxemburg. Când ajungem, ajungem. Când ajungem, ajungem. Mare vorba. Uite, asta e de vânzare, cred, nu? Eu, la franceza mea, nu... Nu știu nici să... Nu știu nici să... Nu știu nici să strănut în franceză. Mă rog, era de vânzare, hai să o punem bani, să o cumpărăm. Dar să-și nită femeia cu copilul de mine, să-și nească încet. Zic ea, uite, bă, mă. Oricum, n-avea cum să-și nească l-am văzut decât pe, repede. L-am văzut pe încet Jean, l-am văzut pe Jean, că iese pe ușă, dar degeaba, eu cât am stat acolo să buletinul sau asta, n-am mai văzut. Dar tu ce am ieșit afară și mă plimbam așa. Dar tu de ce ai stat așa mult? Ai făcut și un credit? Ce? Nu, mă. Și oamenii în toată firea. Bun. În situația în care ne urcam în autocar și plecam și ne dădeam seama că nu ești, ce făceai? Au rolac. Puneam un pâncat în față. A, am Romanian Penguin. Ăsta! Dă cu ciocanul în el. Bă, bun, e chiar nu se deschide asta? N-are cum. A, nu se deschide, că uite, are aici... E ăla stricat, ai văzut? Mhm. Asta este o ușă care duce către o altă ușă. Mă rog, așa arată camera hotelului Ibis din Luxemburg, de lângă aeroport. Se poate vedea și aeroportul acolo. Ceea ce înseamnă că zgomotul avioanelor este permanent. Destul de mică camera. Nu are niciun fel de dulap, mă rog, exceptând chestia asta de aici. Și niște rafturi acolo pe care, probabil, ne așezăm mormanul de cărți. Aici e o baie, dar Florin este în baie, așa că nu pot să intru în baie. Așa arată holul acolo, se face curățenie. Ok. Pentru cele 3-4 ore pe care le vom petrece aici, este absolut impecabilă camera. Mais qui se oude? C'est un avion. Où est l'avion? C'est là, l'avion, oui. Regardez là. De ce se cheamă Piața Unirii? Je ne sais pas. Pourquoi pas? Parce que la Piața Unirii, cred că așa înseamnă au avut altă denumire, nu știu, habar n-am. Cam așa arată la țară în Luxemburg. În depărtare se văd niște vaci, nu știu dacă pe filmare or să fie observabile. Cum cât vezi cu ochii, câteva clădiri, o biserică, un râu pe aici. Și da, mă rog, mai e și un G-Class parcat, dar ăsta nu se pune la socoteală. Vă deschis pe partea aia, pe acolo. Hai pe spate. Ha? Hai pe spate. Ne bucurăm de priveliște, totuși. Și asta, mă, de pompieri aici. Da, uite.
Hai mă, că am găsit în sfârșit una deschisă. Aici, Jane, că te la tine în Colentina n-ai așa ceva. De sticlă. Și domnul Vlad? A luat-o pe jos. Lăsați-l să se descurce, băia mare. Totul să fie asta clădirea pe sala. Hai mă, gata, a găsit-o, uite-l. A, nu, uite-l. Deci franțuzul e... Franțuzul, da. Hai să vedem sala. Fericit, nefericit. Nice. Da, am vorbit bine 10 minute. Servus. L-am rugat pe el să sună. Da. Bun. Frumos. Urmele mele nu se conștiente, ca se mădure fricia pe jos. Eu sunt din Laura, lui foaie verde, eu sunt din neamul lui Păr frumos. Urmele mele nu se conștiente, ca se mădure fricia pe jos. Eleva ce te fac? Odunați. Cum te adresezi tu la o fată în direct când te întâlnești pe el? Eu când mă întâlnesc cu o fată direct, mă adresez foarte simplu și îi spun hai. Ce hai de unde hai? Hai la mine. Nu e bine. De ce? De ce? Nu e bine. Mă rog, atunci hai la tine. Nu e bine, mă. Păi ce fac, domn sergentul, dura dumneavoastră? Trifane, nu vreau să mă enerveze dimineața. Cum v-am spus eu, Protane, că trebuie să te adresezi la o fată când te întâlnești cu ea în permisie? Dumneavoastră, domn sergent, ne-ați învățat când ne întâlnim cu o fată să o interpelăm în direct cu o poezie. Bravo, așa v-am spus, ia zi. Foaie verde de sufine, hai să mergem pe la mine. Nu e bine? Foaie verde de afine, hai să mergem pe la tine. Nu mai există. Foaie verde, acrement, să te duc la domn sergent! Atât ai învățat de când ești aici să faci rime? Da. Foarte greu. Vă rușiți să cântați-o câte gloții? Pe voci, așa? Da, pe voci, vă ai spus. Foarte greu, domn Sergiu. Da, pentru voi orice e foarte greu, da. Dar fiecare știți să cântați câte un cântec? Da, așa e. Tu de pilde ce cântec știi? Domnul Sergiu Ciocan, eu știu să cânt sinfonia la cum. Ce știi, mă, să cânt? Sinfonia Lacului. Bravo, ai crescut cu locul. Tu ce știi, Brodar? Păi, tot Sinfonia Lacului, tot Sinfonia Lacului. Sinfonia Lacului. Care... Domnule sergent Ciocan, permiteți-mi să raportez. Eu știu să interpretez și să solfegiez tot Sinfonia Lacului. Și tu, Halagene? Și eu. Păi vedeți, mă, că știți să cântați un cântec cu toții, dacă v-am întrebat-o dacă știți. De ce a spus că nu știți, Trifani? Deoarece nu știam, domnule sergent. Cum, acum 5 minute nu știați că știți? Ba știam. Păi ba știați, ba nu știați, mă. Și ba știam și ba nu știam. Cum adică? Păi, de exemplu, eu știam că știu, dar nu știam dacă știe și Brodan. Tu ce știe Brodan? Domnul sergent, eu știam că știe Trifani, dar nu mai știam dacă știu Vulcan și Halagene. Vulcane, tu ce știi? Eu știam că știe Haragian, dar spre deosebire de Protan, nu știam că știe și Trifan. Și tu ce știi, mă, Haragian? Eu știam că știu și Trifan, și Protan, și Vulcan, dar... Dar ce? Dar nu știam dacă mai știu eu. Acum știți că știți? Da. Da, bastu. Sinfonia Lacului, partea întâi, maestro Tonu. Yeah.
Deci toate astea, să închideți ușa acolo. Ușa acolo. Deci, închide ușa. Sunteți făcut chestii de la el din fermă. Iana raconte titlul istoric de vorba. De Rafael. Și nu două ambasadeu de la. Ne se consoară. Nu sunt impresionat de titlul istoric de. Da, de ce se vorbește. Da. Hai să mergem așa. Ai făcut bobiți. Eu nu 72, 77. Băi, 87, vreau să văd la 87. Stai. 80, 85. 108 euro la mine, da? Bas Armaniac. Te rog foarte mult, 108 euro. Încet, încet cu ficurile. Dai, dacă atingi ceva, pică de... Ia, mă. Deci tu valorezi 1000, eu valorez 100, e ok. Asta fiind nu? Armaniac. Deci Armaniac. Poate este din altă... Da. Din altă regiune, da. Cele două zone sunt alăturate. E aceeași Armaniac și Armaniac, da, da. Exact, da, da, da. Știi? Da, da, da. Deci, fii atent, până la 36 aici. Dar, ia fiți atenți aici. Ia. Armaniac. Ce scrie? Mamă, da. 1875. Ok. Pasta o vreau. Da. Asta e clar. Asta de aici 1888. 1888, da. Ceva. 1920. Ce vreți să ai? Să nu. Așa, că aveți, hai că aveți treaba aici puțin. Hai, fac pun. Lasă-mă. Deci acum chiar mă optic, mă optic, nu aia de 100 de euro, evident, dar una de 50 luam. Și unde o? Păi asta e, că de asta mă optic, că n-am unde să o iau. Deci chiar, nu știu. Ia uite, frate, bă. Cred că nu se vede foarte bine pe cameră. Mergi după domnul Ghi. Înainte. Tot ce vedeți și-a construit el aici. El cu mâna lui. A și spus că dacă nu era mecanic de utilaje grele, nu știa să facă toate chestia asta. Iar aici sunt jamboanele din ferma lui, evident, știi? Așa. Și hai să vă arăt încoace. Deci astea s-au putezuit 3 ani. Și aici... Aici face focul. Deja la ora asta o să trebuiască să înceapă să facă focul. Stai. Așa. Și aici sus, dacă vă uitați, sunt acestea la fumat. La fumat deja, produsele. Exact. Acum, chestia care am învățat-o și eu la el. Important e că astea, ca să nu se strice, trebuie să stea la temperatură cât mai constantă. Da? Când e mai cald afară, cum e acum, vine cu ele mai jos, exact. Când e mai rece afară, să duc cu ele mai sus, ca să-și păstreze. Atenție, să nu credeți că asta înseamnă că e stricat. Împotriva, adică ai luat puțin asta de aici și de dedesubt este super. Dă-și mie niște blițe aici, te rog, eu, Dănuț. Să vedem și noi pe cameră, dăm un pic de blițe aici. Dacă poți, da. Filmează domnul Andrei. Imediat, stai, că nu e... Asta e pierdut de rață aici? Uite, pierdut de rață. Toate astea le-a făcut numai domnul Cer. Dați mai încoace, Ce faci? Da. Deci trebuie să împrins așa. Da. Așa, iei asta. Și trebuie să dai tare, dar atenție, paralel și tare, să lovească. Paralel, ca să dai în... Da, să lovească aia și tare. Bravo! Se trebuie, nu? Da, păi să... Mai sus, mai sus. Pentru vinurile astea.
Prețul este căcător de bani. Și ce mi se pare, mie îmi pare rău că pe de aici nu iau coniacul ăla. Mie îmi spune că îmi dau cu bătani pe aici, nu avem cum să-l crăm. Dar și se poate că ți-e o soluție cumva, nu știu, să-l lăsăm undeva, să-l trimită prin ceva. Mie îmi pare foarte, foarte rău de chestia asta. Da, mă, și afacerea de familie. Dar un om care depune pasiune și care face tot cu pasiunea asta, e mare lucru. El chiar asta spune, doamne, eu dorm, mă culc niciodată mai devreme de miezul nopții și întotdeauna mă scol odată cu soarele. Adică dacă vara soarele răsare la 4:30, la 4:30 este în picioare. Iarna, 7:00, 7:00 de picioare. Asta este, știi? Și nu stă deloc de dimineața până seara. Da, tot utilaje, alea, toate le face, lucrează el pe excavator, el sapă, el zidește, el... Da, e ceva extraordinar, omul ăsta. Hai bă, gata cu atâta Luxemburg. Greața, mine, nu se vede nimic, stați liniștiți. La infrared, acolo pe ce luna aici. Care mai de care mai profesionist? Bani mine! Bani mine, bani mine, cum ești? Nu știu, așa un pic distanță sudă. E ca după sudură. Da. Lasă. Aude cum se numește tenici. Tenici. Să știi că față de ce era ieri. Da, ăștia nu știu dacă vin sau sunt aia care au fost și... Haide mă, civilizaților. 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 Hai în avion. Hai în Mercedes, hai în avion. Ce mâncați aici? De companie la seara, ai auzit? Da. Ce ai? Tu de apă? Cum ar fi să dea drumul ăla? Domnul Lemnaru? Da. M-au uitat că aud, cred că la ciuloasă. Să aude un păcărit. E volanta. Nu fi pus și așa, dă unii la loc. Ce glume, acest d-alea. Ce glume de autofază. Acest d-alea, cum făcea ce glume, au fost în urat din avion. Grețile, gata, hai să închidem. Când își măsura el, mărânțișul. Unde mergeți, domnul? Ce ați vrea voi să... Inoportunez. Unde mergem cu această companie de care domnul Jean a auzit? Cu această căciulă. A, cu această căciulă, am crezut că mă întrebați cu această companie, că se uită domnul Șorama și... unde mergem? Către orașul modei, care se numește Milano. Auzi și da, mai încet, dar și... aceasta este un tren cu moda. Am înțeles. Asta era ideea. Da, deci asta este un tren cu modă. Dacă nu știați de această... Stați că acum... Nu, de asta râdeau ăștia, că nu era bine pus. Este, acum este... Da. Nu-i pădos. Este... Deci ăsta este noul tren de modă pentru bărbații cu fruntea mai lată. Deci cam asta e. Dar o recomand și pentru cei cu fruntea mai îngustă. Pentru că voi ați văzut afară când ați venit, că bătea Lizeu și dacă niște tovarăși din grup, cum e Florin, cum văsește, și-ar fi dorit un fesca asta, dar nu-l aveau. Sau Jean, care are și el fruntea destul de avansată. Da. Așa s-a tot dorim călătorie plăcută în cazul ăsta. Mulțumim foarte mult. Sunt asigurat. Acum că au venit și berile, concluziile domnilor. Stimați tovarăși. Ce îi puteam să spui despre o deplasare pe care ne-am dorit-o, de care am fost atât de îngrijorați că să ne iasă bine. Ne-am dorit foarte mult să exportăm un spectacol pe măsura dorințelor noastre și așteptărilor compatrioților noștri din Luxemburg. A fost ca un vis frumos și care, ca orice vis frumos, se sfârșește la un moment dat. Concluziile le-a tras domnul ambasador Lilian Zamfiroiu după spectacol, când în drum către o aventură extraordinară pe care puteți să o vedeți în câteva imagini acolo unde am fost duși la un
mare producător de vinuri din regiune, e o poveste lungă. Ambasadorul nostru în Luxemburg vorbea despre ecourile de după spectacol. Lumea, ca să nu ne laudăm noi prea mult, a fost extrem de bucuroasă de ce a văzut, dar concluzia cea mai frumoasă pe care am auzit-o a exprimat-o o doamnă care am înțeles că e o persoană respectată atât în comunitate cât și în Luxemburg, pentru că nu e foarte mare țara asta și atunci, acolo multă lume se cunoaște cu altă lume, să zicem așa. Sunt băieții ăștia de gajul energie pozitivă extraordinară și atunci ne-am atins scopul, dacă noi am transmis din dorința noastră pozitivă de a bucura lumea și lumea a receptat-o ca fiind o energie deosebit de pozitivă, nu putem decât să fim bucuroși și să ne dorim să revenim nu numai la Luxemburg, ci și în alte comunități, pentru că sunt absolut pe orice meridian din lumea asta. Lumea are nevoie să râdă, are nevoie de momente de relaxare și ceea ce e mai important e faptul că, așa cum am mai spus-o, folosim cuvinte mari, nu ne face lumea să râdă, folosim mijloace de astea de strâmbături, de invective, de vulgarități. De... Nu, e un spectacol care putem să asimilăm cu orice piesă de teatru sau orice comedie făcută bine. Suntem bucuroși, ne-am întors extrem de obosiți, pentru că a fost o deplasare blitz, dar ne-am întors foarte încrezători în ceea ce va urma. Vouă trăiește spiritul grupului, așa cum spunea și domnul Lilian Zanfiroiu, care ne cunoaște din anii 80, deși ani au trecut peste noi, reușim să păstrăm această stare de tinerețe interioară pe care, așa cum spunea și doamna, o transmitem de pe scenă în sală cu nonșalanța, spune, pentru că efectiv credem în ceea ce facem. Poate sună ca un discurs așa de autolaudă, dar aceasta este realitatea. Deci, am vorbit despre cuvintele spectatorilor, despre ceea ce am putea noi să mai spunem, ce realizări avem. Nu, contează ceea ce spun spectatorii. Suntem foarte obosiți, suntem veniți de la aeroport și am simțit nevoia așa să stăm la o bere, cum se zice, și să ne bucurăm în sfârșit de un lucru bine făcut. Acesta chiar că a fost un lucru bine făcut. Spectacolul l-am intitulat Și râsul ne unește și aseară în Luxemburg chiar că ne-am unit prin râs cu mulți compatrioți. Domnul Jef? Să concluzionăm neconvențional, am revenit la Covrigii de Buzău, în România, după aventura luxemburgheză. Mulțumim pentru atenție, la revedere! Și cu asta se încheie primul vlog al grupului Vouă.